Furnizorii de gaze dublează nestingheriți prețurile de la o lună la alta, deși tarifele au fost înghețate pentru consumatori începând cu 1 noiembrie. Fac asta pentru că știu că oricum diferența dintre prețul lor astronomic și prețul plafonat o plătește statul. ANRE a anunțat astăzi că a amendat distribuitorii de energie electrică și gaze naturale cu peste 2,2 milioane de lei pentru nereguli precum întârzieri cu racordarea sau depășirea numărului maxim de avarii programate. Haideți să vedem materialul. Deși începând cu 1 noiembrie prețul gazelor naturale a fost plafonat pentru populație, adică înghețat la 0,37 lei pe kilowattoră, furnizorii continuă să majoreze exponențial prețurile. Doar în ultima lună unii furnizori au dublat prețurile. Asta pentru că știu că diferența dintre prețul astronomic și prețul plafonat o plătește acum statul. Indirect însă tot populația plătește prin taxe și impozite. Va fi practic o sumă mai mare de bani pe care statul, adică noi toți, prin contribuțiile care le plătim la stat, va trebui să le plătească furnizorului. Deci aceasta este prima situație inconvenabilă. Ministrul Energiei Virgil Popescu spune că a sesizat specula practicată de furnizori. El îi avertizează că nu le decontează diferența de preț până la tariful plafonat. Nu numai că au dublat, au mărit foarte mult și nejustificat prețul gazului natural. Îi atenționez pe furnizori să nu se joace cu ofertele care le fac către clienți, către români, pentru că vom verifica fiecare factură, vom verifica fiecare furnizor în parte, iar acolo unde lucrurile sunt nejustificate, diferențele de preț nu vor fi plătite. Mai mult decât atât, furnizorii de gaze riscă și alte controle. Există Consiliul Concurenței care poate interveni și dacă toți fac acest lucru și se pare că toți fac acest lucru, s-ar putea să ne trezim și cu amenzi pe cifra de afaceri care le poate da Consiliul Concurenței și ANRE pentru cartel, pentru mărire nejustificată de preț, pentru manipularea preței. În timp ce furnizorii majorează prețurile nestingheriți, românii sunt nevoiți să strângă cureaua. Nu este justificat absolut nimic din tot ceea ce se întâmplă. Renunțăm la alte lucruri. Nu putem renunța la căldură. Nesimțire. Am soție bolnavă cu handicap gradul 1. Poți umpli ce să-i fac? Îi mai pun sticle de apă la picioare, la... Salariile au rămas la fel, nu înțeleg de ce să scumpesc toate lucrurile. Mie nu mi se pare normal. Începând cu această iarnă, unii dintre cei mai mari furnizori de gaze naturale au crescut chiar și de 3 ori prețul gazelor naturale pentru cei cărora le expiră contractele.